Apocalipsa scrie că Dumnezeu merită să fie lăudat pentru ce a creat. Numai că oamenii laudă mai mult pe unul care a făcut un avion și din care mai pică, în loc să laude pe Dumnezeu care a făcut păsări nenumărate și nu pică. Oamenii nu văd în astea mâna lui Dumnezeu. Oamenii laudă pe un computer și pune marca pe el, nu? Dar mintea noastră e mai dezvoltată decât orice computer. Trebuie să poartă numele și marca Domnului Dumnezeului nostru. Și în memoria Lui să fie adunat cei de la Domnul, că suntem creați după chipul Lui. Acum dați-mi voie să am predicuța pentru copii. Că Timotei tare o așteptată. Astăzi vreau să vă vorbesc, dragi copii, despre porumbei și turturele. Porumbei și turturele. Primul text. Cartea Cântărilor, capitolul 2. Versetul 12. Se arată florile pe câmp, așa, primăvară. Se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Versetul 14. Porumbiță, glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Voi ați auzit păsări cântând, da? Da, aici, în mod deosebit, scrie despre porumbei și turturele. Uite, în seara asta ați fost și voi porumbei și turturele când ați cântat. Am văzut aici, noi am numărat vreo 15 porumbei și turturele. Dar eu vă întreb, voi pe acasă cântați? Din când știți voi păsările cântă numai o dată pe săptămână sau cântă fiecare zi? Dar voi cum cântați? Numai la adunare sau și pe acasă? Ce ziceți voi, păsările cântă numai după amiază sau începe dimineață? Începe dimineață, așa începe și voi? E bun atunci, știți, porumbei bun. Și turturele care cântă de dimineață. Vedeți, după ce mai creștem, să uităm să cântăm. La ei, chiar că se potrivește, copiii au glas așa ca de păsărele mai subțire, să vă ajute Domnul să cântați. Amin? Doi. Cartea Luca. Citim din capitolul 2, versetul 24. Și ca să aducă jertfe o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Toți porumbeii și toate turturele cântă, dar evreii, dacă erau mai săraci, nu puteau să jertfească Domnului un miel, luau doi porumbei sau două turturele și le jertfeau, așa cu unghia. Preotul punea capăt vieților și le jertfea înaintea Domnului. Acum nu mai se procedează așa. Dar Scriptura spune și eu v-am adus înainte aminte de post. Că voi, ca porumbei și turturele, trebuie să mai postiți uneori. Voi postiți? Sau imediat spurați la bucătărie, nu? Ia spuneți drept. Nu sunteți sacrificați. Voi știți că sunt în Africa atâția copii care n-au ce să mănânce și pe nas necăjit. Dar voi, cum v-am dat exemplu de la băieții mei, dacă mai luați câte o zi de post, Domnul vă ascultă. Și când postiți, bine și să vă rugați. Uite, să vă spun o întâmplare de la fratele ăla din Ucraina. Undeva în Rusia. Era o fetiță de vreo 9 ani, care locuia într-un sat și trebuia să meargă să aducă apă de undeva mai de departe. Ei stăteau așa pe un deal. Și părinții ei au săpat o fântână în grădina lor ca să aibă apă aproape de casă atunci. N-aveau apă în casă. Numai că fiind mai pantă, cât au săpat de adânc, n-au dat de apă. Și fetița s-a necăjit că acum trebuie să aducă apă tot de acolo de departe. Și a zis, da, dacă mă rog la Domnul Iisus și postesc, nu o să vină apă și în fântâna noastră. Rog-te, postește. Și s-a rugat și s-a rugat și scria pe câte un bilețel rugăciunea și dimineața când mergea la școală, de-a lungul în fântână, Doamne, fă să vină apă și în fântână la noastră. Și așa au făcut timp de 2 săptămâni. Și într-o zi când mergea la școală, când să se uite apa în fântână. Se întoarce repede acasă. Mamă, tată, uite apă la noi în fântână. M-a ascultat Domnul. Și să știți că a rămas apă în fântână. Că Dumnezeu ascultă rugăciunea.
slăvit să fie numele. Dacă o fi să întrebați voi pe copiii mei vreodată, să vă spună câte experiențe m-au avut când ne-am rugat. Chiar dacă îmi spuneau că e prea multă rugăciune, prea mult post. De aceea, dacă părinții nu vă pun la post, ia spuneți-le voi, mamă, eu astăzi nu mănânc. Nu cred că te îndoapă cu deasile. Dacă mamele pot vrut să vă cruțe, să vă aveți postiți când îți mai fi mari, cam târziu. Toate lucrurile trebuie învățate din copilărie. Și prin mine, și prin avea experiențe sfinte. Și în al treilea și în ultimul rând, vă citesc din cartea Osea, capitolul 7, versetul 11. Efraim a ajuns ca o turturică proastă și fără pricepere. Ei cheamă Egiptul, aleargă în Asiria. Copii, eu vă întreb, voi ați auzit din porumbei care sunt duși departe și din înapoi acasă, ați auzit? Stare de ștept porumbești. Da, ați auzit să fi duși cineva turturici undeva departe și să mai vină înapoi. Sau vreau să-ți auzit să fi duși cineva o turturică în altă țară să mai vină înapoi. Nu, că așa au fost și atunci, de-aia zis profetul, că turturicii sunt mai prostuți decât porumbei. Așa că, în final, mie vine să zic să vă doresc să fiți numai porumbei. Ca nu cumva colegii să vă ducă unde nu trebuie și voi să nu știți veni înapoi. Ca nu cumva așa să vă ducă de minte, de acolo, pe undeva, pe internet și mai să nu știți să mai veniți înapoi. Și pe acolo să pățiți ceva, să fiți loviți și așa mai departe. Să știți și să fiți fără vine ca porumbei, amin? Copii, țineți minte ce v-am spus, da? Deci turturii, porumbii și turturile trebuie să cânte, să mai aducă câte o jertfă și să fie cu minte, să nu umble aiurea. Nu unde trebuie, să știe când se vine acasă și la adunare și Domnul să vă binecuvânteze. Dragii mei, ce am făcut eu acum copii, dumneavoastră faceți în toată ziua, după textul de Deuteronom, cam de 4 ori pe zi. Dumnezeu a îngăduit copiii să crească mare numai vreo 15 ani. Și atâția ani, unor parcă nu este destul să-i educăm. Dar dacă ar crește mare într-un an de zile, ar rămâne urmă de tot cu educația. Dumnezeu ne-a dat câțiva ani de mână ca să ne putem ocupa de ei. Acum, prin ajutorul Domnului, vreau să răspund acestor întrebări în lumina care Domnul mi-o va da. Considerați că este necesar ca aceste subiecte familiare să fie abordate mai des, fără reținere? Eu cred că trebuie să fie abordate pentru că familia este un pericol. Dacă în societate apare o problemă pandemică, ceva ce se extinde cu gravitate, aceea va fi abordată cu prioritate. De asemenea, cred, și spuneam aseară, unde sunt probleme, trebuie să discutăm. Pentru ca familia să fie ajutată până nu e prea târziu, toate sunt ca și starea de sănătate. Deja va te duci când este prea târziu la medic. Nu mai vedeți, dragii mei, cine și ce vă învață. Că pe linie de familie să droaie de cărți, să zică că sunt doi bani, sunt rele de tot. Când auzim pe unii care afirmă că Dumnezeu nu se amestecă în toate lucrurile, oamenii ăștia nu-L cunosc pe Dumnezeu. Trec mai departe. Pentru că sunt aici și tineri și legat de familie răspunsul la acest bilet, cât de mult sau până unde au voie doi tineri să se apropie. Până cât se poate da pacea Domnului. Nimic mai mult. Dacă se trece la atingere, la săruturi, terenul devine periculos.
jos, știți, pe tobogan. Și toboganul nu are numai trei reguli. Nu are direcție, nu are frână. Și... nu are marșarier. Adică nu mai poți să controlezi situația sub nicio formă. O, fericit de tinerii care înțeleg principiul purității prin intangibilitate. Spunea fratele Marius Crucielu, decanul Facultății Baptiste din Oradea, că s-a dus la socul lui și a spus că vrea să-i ia o fată, a spus că vrea să-i întâlnească, ea să o cunoască și o să lască, dacă textorește ea, nu-și o cunoște. S-a dus la păstor și păstorul i-a dat și el o temă de casă și a spus, dacă te-a rugat și crezi că este voia Domnului, că nu știu cum se face, că de când se întâlnesc și se cunosc și se mai și pipă, tot nu pot sta împreună. Drept dovadă că este o lucrare rea, nu una bună. Era o întrebare aici legată, ca să simplificăm. Avram a luat o soție pentru fiul său și la binecuvântă la frații, rog să întâmplă la fel, dar biserica ce viziune are? În sensul implicării părinților. Da, implicarea părinților este bună și a slujitorilor lor economică. Să știți că realizarea căsătorilor pe bază de prietenii și întâlniri datează doar din ultimele decenii. Viacuri de-a rând. A fost implicată familia, părinții și comunitatea religioasă. De când s-au exclus părinții și comunitatea religioasă, rezultatele sunt dezastroase. Pe bază de întâlniri și doar discuții ale tinerilor. Ei, ce le spun eu la frații romi, poate legat de vârstă, că ei s-a cunoscut ceva mai bătrân. Legat de alte aspecte, dar nu este cazul aici. Cineva întreabă dacă se căsătorește, și sunt situații, nu puține, unul e mai evlavios și unul e mai firesc. Ce de băgut? Chiar îi spuneam la fratele Cornel că unii ori nici nu știu ce să zic. Sunt situații în care s-a greșit la căsătorie. Și câte unul mai duhovnicesc a luat pe altul mai firesc, că e frumos sau că e bogat sau că... știu eu ce. S-a apucat a se încurca lucrurile și pe toboganul merg la bată. Sau se poate ca să îngăduie Dumnezeu ca unul să fie nu sacrificat, dar să depună efort mai mult pentru mântuirea celuilalt. Situația în care se merită, spune 1 Petru 3 cu 1, o nevastă, de exemplu, să-și câștige bărbatul fără cuvânt, ceea ce înseamnă că nu vine la adunare, nu-i credincios. Scrie în 1 Corinteni 7 cu 14 că fie bărbat, fie femeie, poate să-și sfințească partenerul. Asta nu înseamnă să-l și mântuiască, înseamnă să-i ofere condiții propice mântuirii. Ați fi gata să vă jertfiți? Dumnezeu vă va răsplăti. Familia este un mandat limitat și se încheie și greul acesta. Dar poate vă veți bufura în a vă câștiga partenerul și apoi a sluji amândoi Domnului. Cineva întreabă cum trebuie să-și cinstesc părinții în condițiile în care ei nu sunt născuți din nou și creează dezbinare în familie și între soți. Cinstește-i prin cuvinte. Și cinstește-i prin ajutorul care le dai. Nu neapărat că îi putea cinsti prin multă părtășie. Poate te vor afecta. Poate îți vor afecta și copiii. Tu îi crești în principii sfinte, îi pun la televizor în fața unor rugăciuni. Dar cel puțin cuvinte poți să le adresezi frumoase și poți să-i ajuți la vreme de nevoie. Asta spune 1 Timotei capitolul 5, că aș cinsti părinții înseamnă când sunt slab să-i ajuți, când au nevoie să fie alături de ei. Nu se rezolvă problema să le dai replici, nici să-i anatemizezi. Oricum sunt părinți, le datorăm viață. Trebuie să fie mărturisite toate apatele partenerului, chiar în caz de recuperare. În primul rând, spune că la
Cheierea căsătoriei, adică la început, trebuie să îi spui celorlalți problemele tale. Chiar dacă sunt probleme grave, nu-i vei da amănunte-o. Că nu-l ajută să afle toate adâncimile satanei. Dar trebuie să știe cu cine se căsătorește. Pentru că va fi foarte dureros și va crea un climat de neîncredere să afle abia mai târziu că soția sau soțul lui a avut o prietenie, relație intimă cu cineva. Este indicat să-i spui celuilalt, pentru că eu trebuie să-și ceri iertare. Sau chiar să-i ceri ajutor în rugăciune. Dar toate acestea în funcție de starea spirituală a partenerului. Pentru că, pe de o parte, trebuie găsit momentul și, pe de altă parte, trebuie văzut dacă poate să suporte. Am auzit că unii spun, frate, eu nu mă mărturisesc la nimeni. Să știi că nu poți toată viața să, să treci fără să te mărturisești. Omul e făcut ca să spună ceea ce a comis rău. Păcatul e un ca un corp străin pe care simți nevoia să-l îndepărtezi. Altă întrebare, pentru cineva care a căzut în păcatul corpului, mai este șansă de ridicare? Dacă da, ce ar trebui să rămâne la Biserica Domnului? Deci, mie, păcatul corpului este grav. Este singurul păcat comis în trup. 1 Corinteni 6. În sensul că întinează întreaga ființă. Există iertare. Dar după cât am înțeles din Biblie, 1 Corinteni 5, și realități de pe teren, nu fără o pedeapsă în trup. Adică pedeapsa vine exact în domeniul în care s-a comis păcatul. Și la Dumnezeu este un principiu numit al retribuției. Cum ai făcut? Și se va face. Dar spune Evrei 12 că pedeapsa trebuie primită și primită de la Dumnezeu, că este o dovadă a reprimirii. Mai degrabă mă îndoiesc de reprimirea cuiva dacă nu e pedepsit sub nicio formă. Scrie acolo în Evrei 12. Dar înseamnă că suntem din corvie, adică suntem lepădați. Ridicarea e problema. E drept că în asemenea situație nu s-ar dori să se știe. Și nu-i de dorit să se știe pe cât se poate, deși sunt situații în care nu poate fi trecut cu vederea, în sensul că dacă cineva a slujit, nu mai poți să-l lasă slujească și va fi vizibil, nu? Am dat un exemplu. Dar problema principală nu este dacă se află sau nu se află și dacă va fi ridicat sau nu. Vine odată la mine o femeie de acum. Spune, frate, eu am fost în lume, poveste, vreau să mă întorc la până la bine, râdea. Peste o săptămână vine din nou la consiliere, frate, am ispite. E normal. De la asemenea situație nu se iese cu bați în palmă. Peste o săptămână vine din nou la consiliere, plângând. A, zic, acum pot vorbi cu tine. Pentru că îți dai seama că nu ușoară revenirea din această situație. De-aia scrie acolo în Evrei, capitolul 12, să ne luptăm până la sânge împotriva păcatului. Situație în care trebuie renunțat la prietenie, trebuie schimbat tot un loc de muncă, multe lucruri, post, rugăciune. De-aia trebuie luat legătura cu cineva pentru ca să puteți să fiți recuperați. Pentru că așa e foarte simplu să te mărturisești, să-ți pară rău și n-ai puterea să te ridici. Recuperarea există. Ea este în timp, se suportă o pedeapsă fizică pe care o administrează Dumnezeu, iar omul are de executat un tratament, e o luptă. Și aici mi este dat să mai fac o mențiune. Sunteți căsătoriți care sunteți. Vedeți cum tratați partenerul de viață, să nu fiți pricină de păcătuire pentru el. Că e vai din cel prin care vine prilejul de păcătuire. Nu ții cont de dorințele femeii care se țin după bărbat. Nu ții cont de faptul că poate bărbatul tău e mai nestăpânit. Și nu știi că fiecare este stăpân pe trupul celuilalt. Îl arunci peste bord și apoi strici că s-a întecat. Vinovăție dublă. Cam rar se întâmplă ca unul să n-aibă nicio vinovăție. Nici nu știu dacă există vreo asemenea situație.
Este ușor să acuzi, dar noi trebuie să fim responsabili și să ne vedem cu o parte de vinovăție, chiar dacă este mai mică. Altcineva întreabă dacă pentru mântuirea sufletului este obligativitatea nașterii de copii. Dacă vreți detalii, am fost la o conferință la Suceava. Ea există pe site-ul Bisericii Creștine după Evanghelie, Betel Suceava. Repet. Un site al Bisericii Creștine după Evanghelie, Betel Suceava. Asta mi-au cerut. Și acolo am prezentat 7 argumente în favoarea procreierii naturale sub asistență divină. Ce înseamnă asta? Că cei doi soți trebuie să se comporte natural în relațiile intime, evident, nu? Perioadele de reținere, obligând cu ciclicitatea femeii sau cu naștere. Și comportându-se natural, Dumnezeu este Cel care se impune pe deasupra și lasă copii după voia Sa. Să știți că Dumnezeu n-a creat omul ca să aibă nevoie de ajutor artificial. L-a binecuvântat în așa fel încât poate să funcționeze natural și să fie bine. Când s-a creat creația, Dumnezeu a spus că toate sunt bune. N-a spus că nu sunt chiar bune, că femeia trebuie să aibă trebuie să rămână gravidă, să ia legătura cu nenea doctorului. Nu. Că tocmai de aceea Dumnezeu a lăsat ca nașterea să fie numai la tinerețe și intră femeia la menopauză, că Dumnezeu supervizează problema. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi la menopauză? Ce-ar face fietele bunicuțe cu copilașul după el? Nu, sunt bunicuțe, dar nu sunt mici. Că Dumnezeu știe când și cum să lucreze. Numai că noi suntem, cum zic ardeleni, mai ocoși. Și asta e rău. Nu intru în detalii. Dar e careva nedumerire, îi recomand să asculte materialul acela, e o oră de expunere și apoi câteva răspunsuri la întrebări. De asemenea, recomand să vă rugați Domnului și veți vedea că acest principiu al nașterilor naturale, sub asistență divine, rezultă din toată Biblia. Poate că vor spune unii, am întâlnit și asemenea situații care vor zice că în Levitic scrie ceva acolo, femeia, bărbatul cu relații și confundă asta cu păcătosul calendar. Să știți că acel calendar din Levitic e exact invers decât calendarul de control al nașterii. Când se termină zilele de interdicție din Levitic, femeia e tocmai fertilă. Și atunci încep interdicția după calendarul ăsta păcătos. Pentru că Dumnezeu e pro-viață, nu e anti-viață. Deci nu vă ascundeți după copacii din grădină. Doar am auzit, nu știm și aș vrea să zic părerea dumneavoastră, atunci când un soț se învăță să postească soția pentru anumite cauze sindicate să nu aibă relații intime, nu neapărat. 1 Corinteni, capitolul 7. Să nu vă lipsiți unui altul de dorea de soț decât doar prin bună voială, pentru un timp, care cu siguranță nu poate să fie decât cel mult luni, n-ai cum să postești cu ani. Îndeliciți-vă cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși. Asta în condiția unei bune voieli. Pentru post, recomand și la cina Domnului, în sensul că nu cred că există un alt timp mai sacru decât cel al prezenței la cina Domnului. Dacă nici la cina Domnului nu e un moment să te apropii de Dumnezeu, atunci când e? Când te lovește Dumnezeu sau când? Dacă un partener nu-i credincios, celălalt nu se face vinovat. Dacă unul nu este stăpânit, celălalt nu se face vinovat. Numai că, am gândit eu înainte că unii se hrănesc, nu-și pot păstra vasul sfințenie și cinste, se hrănesc cu filme, cu imagini și apoi sunt nestăpâniți. Și n-au răbdare nici 3 zile, deși chiar medical vorbind, ca un bărbat să fie apt 100%, 72 de ore sunt necesare. Eu zic că între astea se încadrează și postul ăla de la cină. Numai că cine e nestăpânit,
Îl iertăm, urma să știe și el că e nestăpânit. Ar putea să postească și s-ar ajuta. Că eu zic că e mai greu pentru o femeie să suporte durerea decât pentru un bărbat să practice și el abstinență. De altfel și face bine câte o perioadă de abstinență. Nu fără control. Înviorează relațiile între cititori. E câte o nouă primăvară. Dar fiecare trebuie să țină cont de starea celuilalt și de situațiile fizice, chiar. În mod normal, în mod curent, potrivit calendarului biblic evreiesc, o noapte ține de ziua următoare. Adică vrei să postești miercuri, stai cu minte mari seara sau ceva de genul ăsta. Așa. Este bine ca o soră pocăită să se îmbrace provocator pe stradă sau în biserică. Știți care femei umblă îmbrăcate provocator? Curvile cu cele care nu pricep. Deci, dintre femeile care umblă îmbrăcate provocator, nu sunt numai două categorii, curve și care nu pricep. Mai știți altă categorie? În sensul că cele care sunt imorale în adinți vor să provoace, iar celelalte nu sunt conștiente. De asta spun că nu pricep. Nu sunt conștiente că provoacă. Eu v-aș recomanda numai la lunare să umblați cuvincios. Și pe stradă, și acasă, să știți că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia diferiți. Emoțional, structural, toți suntem diferiți. Și Dumnezeu a vrut ca și în îmbrăcăminte să fim diferiți, dragii mei. Noi în biserică nu pot uzăm femei sau fete care nu s-au îngărat, sunt îmbrăcate feminine. Și asta la o biserică cu copii de 2000 de membri. Și au venit toate două fete care au părinți în altă adunare. Și zic, mă, voi cum v-ați îmbrăcat? Păi, frate, știi, când e frig, mă mergi cu pantaloni în serviciu. Le las puțin, schimb discuția și revin. Zic, dar pe acasă cum v-ați îmbrăcat? Păi cu pantaloni, zic, tot e frig, așa-i? Vedeți că la voi nu frigul e problemă, principiul. Feminitatea. Trebuie să se vedeți forma asta. Psihologii spun că dacă o femeie se îmbracă ca un bărbat, copiii cresc cu un handicap, nu știu unde se termină tata și nu începe mama. Astea sunt vorbe de specialiști, nu neapărat de predicatori. Numai că mișcarea feministă a vrut să facă din dumneavoastră bărbați. Și a făcut din femei, din urmă, a rămas nici femei, nici bărbați. V-au hibridizat, nu pe dumneavoastră, în general femei. Fiți evlavioase, dacă vreți, dacă nu, faceți cum vreți, dar dumneavoastră mi-ați dat judecat. Și un ultim bilet. Ce părere aveți despre adopția copiilor? Chiar dacă familia are deja copii. Ca și în cazul familiilor, copiilor naturali și în cazul adopției, eu spun să fiți în colaborare cu Domnul. Trebuie să fii încredințat că Dumnezeu îți dă un copil, Dumnezeu îți vorbește, dar să fii tu pobăit. Dacă tu te hrănești cu filme, visezi episoade, nu? Lucruri sfinte. Dacă trebuie să iei un copil, Dumnezeu îți va vorbi. Într-un vie, sunt Duhul Minții, da? Dacă e cazul pentru un proroc, când la pocăiți, la ușinii spunea Domnul că un păr din cap nu cade fără voia. Păi vremile nu-s la întâmplare. Și noi credem că sunt așa copiii căzuți din nor, nu, nu, de mai sus de nor. Și noi trebuie să ne luptăm să ajungă mai sus de nor. Așa trebuie privită viața. Dar ce v-am spus principiul, dacă vrei să scapi viața, nu, că ea vrea să se cruțe, bun, scapă-ți viața. Vezi că ți-o pierzi. Căci nașterea copiilor are de face cu ascultarea de Dumnezeu. Cine nu grijește de ai lui este mai rău decât un? Ăștia nu s-a tăi? Dacă nu grijești, tu ești mai rău decât un necredincios. Uitați-vă în natură, își leapă de animal, de pui. Nu, numai omul. Ele sunt mai naturale decât noi. S-a dus odată o familie cu un copilaș puțin mai mare la medic și a spus, vă rog să dați o injecție să moară.
ești nebună. La care zis mama, poate dumneata o scântă doctorul. Cum vorbești? Pentru ăsta ai zis că să-mi lasă, dai injecție să moară. Dă injecție, că ăsta e o să dai injecție. Băi, femeie, de atunci nu a fost născut. Păi, dar știința voastră zice că deja are viață și că el cunoaște. Numai, ce nu-i bun? Aparatele voastre, mintea, ce nu-i bun? Dragii mei, Dumnezeu e stăpân peste astea. Nu fiți atât de abil că sunt acum teoriile. Nu, înainte de concepere, poți să faci ce vrei. Hai să vă citesc două versete din Isaia, care se adresează unor astfel de oameni care îl scot pe Dumnezeu din schemă. Isaia, capitolul 29, versetul 15-16. Vai de cei ce-și ascund planul înaintea Domnului, nu mai facem alt lucru. Care își fac faptele întuneric și zic, cine ne vede și cine ne știe? Stricați ce sunteți. Oare olarul trebuie primit ca lutul? Sau poate lucrarea să zică despre lucrător, nu m-a făcut el. Sau poate pasul să despre olar, el nu se pricepe. Adică Dumnezeu nu se pricepe cum a lăsat lucrurile întorsite din trupul femeii și a bărbatului. Dar nu o să mai repet cuvintele astea, o strică așa să zic. Pentru că un act a unei relații fizice, un bărbat și femeie trebuie să fie responsabil că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dragii mei. Este o dublă imoralitate. A spune nu vieți. Întâi imoralitate față de Dumnezeu, care ne-a asociat la actul creației. Dumnezeu n-a creat numai un om. Și la restul creației ne-a angajat pe noi. Și când noi suntem irresponsabili, n-are bază în noi. Suntem imorali. Ca și mai vorbi cu cineva, auzi, eu am făcut piesele astea, du-te mai departe. Și tu le-ai spus. Apoi este o imoralitate în raport cu ființa nou născută. Tu îți dorești trupul soției, dar știi că este încă o ființă care își dorește trupul soției, bebelarul ce vrea să nască în pântecele, tot trupul ei și dorește. Tu vrei, dar pe el nu-l lași, nu? Cu ce ai tu mai mare drept la trupul ei decât el? Pentru că o femeie își simte această responsabilitate. Vine la mine într-o zi un bărbat și spune, frate, știi, nevastă mea nu mai vrea copii și... Dintr-o dată îl întreb, cine face șmecherii, tu sau ea? Păi eu, că-i mă ușor, culmea. Tu te asculti după ea și ea după tine. Dacă zici că ea nu vrea, lasă-o ca să facă ea șmecherii. Pentru că, de fapt, nu suntem șmecheri. Numai ni se pare că suntem înțelepți. Dai cu totul altceva. Ce părere aveți despre zeciuială? Trebuie dată bisericii sau mai bine trebuie dată, a zice, parte din venit? Ne puteți da referire biblică în Noul Testament? Da. Matei 23:23. O zi să le faceți. 1 Corinteni 16, unde apostolul fixează fiecare să dea mai mult de zeciuială. 1 Corinteni 16, versetul 2. Fiecare se plătă după câștigul lui. Asta înseamnă procentual cu venitul. Eu sunt economist contabil. Să știți că orice om de cel puțin 10% pe ce îi place, așa că afirm cu toată încrederea, contabil vorbind, nu este om să nu dea zecioală. Fiecare dă cel puțin 10% pe ce îi place. Eu nu te pun să dai zecioală, eu te pun, dacă tot am vorbit la început de bani, să verifici ce faci cu banii, ca să știi cine ți-e Dumnezeu. Că cel puțin 10% dai pe ce îți place. Adică pe ce iubești. Nu trebuie să dai bani în plus când te pocăiești, numai să iei de la inimă și dai Domnului. Să-i dai pentru o cauză nobilă, potrivit cu inima ta. Când e vorba de distracție, de plăcere, de... Oh, știți cam cât dă oamenii pe ce le place. Pe 20%. Așa că, zeciuiala nu e o problemă. Inima e problemă. Educația copiilor în familie din diaspora e diferită de cea a copiilor din România. Sunteți de acord cu aceasta? Da. Adică sunt problemele de ordin legal, nu vă lasă să îi pedepsiți fizic. Dacă faceți ce v-am spus și vă purtați cu înțelepciune, eu vă recomand să citiți cărți de la menuniți. Ei spun că în privința educației trebuie să pedepsești pe un copil, dacă e vorba chiar fizic, sub 2 ani. Apoi sub 2 ani nu sună la poliție. Și sub 2 ani nu-l bați ca să ai probleme cu poliția. Pe măsură ce crește lumea, nu are efect. Și trebuie să fim suficient de înțelepți să ne raportăm și noi față de fiii veacului, potrivit cu situația dată.
Și în ultimul rând, cineva m-a întrebat dacă este o soră bolnavă care trebuie datorită unui tratament să mai aibă copii o vreme. Problema asta trebuie discutată. Cât durează tratamentul ăsta? Deci este o situație particulară. Eu vă mulțumesc. Să vă mulțumesc și că m-ați ascultat în sensul, în sensul că faceți. Să vă dea Domnul Dora. Dragii mei, toată lumea zace în cel rău. Dacă vreți să fiți din Dumnezeu, luați Biblia. Luați Biblia și veți vedea că mergeți în sens invers. Spunea cineva, dacă n-ai intrat în conflict cu diavolul, înseamnă că mergi cu el în aceeași direcție. Cum ți-ai schimbat direcția? Cum conflictul alegezi? Cu lumea. Da, noi mergem în sus, ei coboară. Noi mergem spre lumină, ei sunt fiii întunericului. Dar măcar dumneavoastră întăriți-vă unii pe alții. Și dacă tot slujim unui Dumnezeu mare și care ne dă o veșnicie, haide să-i dăm toată inima. Nu mai negociați cu Dumnezeu, frații mei, că asta fac și altă nu fac. Nu. Adevărații pocăiți când se botează, știți cum zic? Ce mă pierde? Și după aceea, ce mai lipsește? Dacă are pune pretenții, nu să stai la rând la ușa raiului când ia să ia cu năbală. Dumnezeu să vă dea îndurare. Amin. Amin.